ALDE și-a prezentat vineri seară candidații la alegerile locale din iunie în județul Prahova. Evenimentul a avut loc la Sala Unire a Consiliului Județean Prahova, în prezența copreședinților Călim Popescu-Tăriceanu și Daniel Constantin. ALDE Prahova, care a reușit să strângă semnăturile pentru depunerea acestor candidaturi și nu în ultimul rând, să înceapă să întocmească dita mai dosarele pentru aceste candidaturi. Eu vă mulțumesc vouă, tuturor celor care ați fost în perioada aceasta alături de mine. Aș vrea să vă spun că nu aș putea să am performanță fără dumneavoastră. Asta înseamnă unitate, asta înseamnă echipă. În cadrul discursului său, Călim Popescu-Tăriceanu a considerat că este o rușine pentru Partidul Național Liberal numirea lui Marian Munteanu drept candidat pentru primăria Bucureștiului. Este o rușine pentru Partidul Național Liberal, care dorește să se mai revendice de la tradiția istorică, să vină astăzi cu un asemenea candidat pentru primăria Bucureștiului. Mai mult de atât, cred că singura posibilitate pentru a contracara această imbecilitate a PNL-ului, a conducerii PNL-ului de astăzi, de a desemna un astfel de candidat, este ca președintele de onoare al PNL-ului, Mircea Ionescu Chintus, să opună vetoul său moral și politic acestei decizii. Cealaltă variantă este să-și dea demisia de onoare din calitatea de președinte al PNL-ului. Reacția lui Mircea Ionescu Chintus a apărut la scurt timp printr-o postare video pe pagina oficială de Facebook a PNL. Am citit și eu în ziare că distinsul meu, fost coleg și fost președinte al Partidului Național Liberal, nu-i rostesc numele, mi-a cerut demisia de onoare. Când un om de onoare mi-a cerut o asemenea demisie, m-aș gândi să reflectez. Până atunci însă, îmi văd de îndatoririle mele pe care mi le îndeplinesc de peste 70 de ani în Partidul Național Liberal, pe care nu l-am părăsit nici când am fost amenințat cu moartea, nici când am fost închis, nici când am fost surghiunit, pentru că am crezut în Partidul Național Liberal. Când un liberal adevărat mi-ar cere demisia, aș da să mă gândesc. Până atunci, să ne vedem de treabă în partidul nostru. Grațiela Gavrilescu este candidatul ALDE Prahova pentru funcția de primar al municipiului Ploiești.